Se discută în PSD zilele acestea și despre candidatul partidului la prezidențiale. Vă întreb, pentru că zilele trecute Ludovic Orban spunea că dacă va câștiga un nou mandat în fruntea PNL, bineînțeles, se gândește și la o candidatură la prezidențiale. În PSD se discută chestiunea aceasta? Nu în mod formal. Cred că sunt multe persoane în PSD care pot să candideze. Sigur, începând cu președintele partidului, domnul Ciolacu, este doamna Firea, care a fost vehiculată ca posibil candidat și ambii au șanse foarte bune. Este domnul Rafila, care a fost propunerea pentru prim-ministru și... Poate sigur, fi și candidatul PSD poate la fi prezidențiale. Și mulți alții. De fapt, nici nu ar fi trebuit să spun cele trei nume, pentru că poate ne menționăm întâi pe alții. Dar suntem, sigur, într-o perioadă mult mai depărtată de alegeri, mai sunt 3 ani jumate și... Cu siguranță undeva în 2023 va fi bătut în cuie candidatul partidului. Dar în opinia dumneavoastră, președintele partidului ar trebui să fie și candidatul partidului la prezidențiale? În cum general, vedeți lucrurile? În general, toate țările democratice este prima opțiune. Acum, domnul Ciolacu este un președinte foarte democrat și tot timpul a spus trebuie să meargă cel care are cele mai mari șanse. Sondajele, de fapt, opțiunea românilor este cea care va... Înțeleg decide... că se vor face niște alegeri în da, interiorul PSD. Da, se intenționează de introducerea sistemului american, foarte democratic, de primaries. Adică toți membrii și votanții partidului să poată participa la această decizie, care este cea mai importantă decizie într-un partid, candidatul la președinția României. Și atunci, având o masă foarte mare de votanți, decizia va fi cea mai democratică posibil. Nu o să fie decizie luată într-un birou cu 3, 4, 5 oameni.